Ana și Îngerul, o poveste de Cristina și Alex Donovici. Prin geamul camerei ei, Ana privea zăpada albă ce căzuse în ultimele zile. Casele păreau acoperite cu lână pufoasă, iar mașinile se transformaseră în imensi bulgări de zăpadă. Fetița se gândea că dacă un uriaș a ieșit dintr-o poveste, ar putea face un om de zăpadă înalt până la fereastra ei, punând trei mașini una peste cealaltă. Afară nu mai era nimeni. Se înserase și oamenii se adăpostiseră de cer la căldura sobelor. Cățelul Anei, Toby, stătea de vreo 2 ore tolănit lângă un calorifer și nu se mai mișca de acolo. Luminile de pe stradă s-au aprins și au făcut să scânteieze copaci îmbrăcați în gheață și zăpadă. Atunci Anei s-a părut că ceva a mișcat lângă un tufiș. Chiar sub fereastra ei. S-a uitat mai bine. Nu-i venea să creadă că vreo ființă poate rezista afară pe un asemenea frig. Nici măcar un câine cu blana groasă. Deși, da, ceva se mișca acolo, cu siguranță. Crengile au tremurat și zăpada de pe ele s-a risipit ca un praf fin. Sub ele, Ana a putut să vadă destul de bine o aripă. O aripă chiar mai albă decât zăpada se mișca încet într-un fișul nins. E o lepădă, s-a gândit Ana imediat. Auzise de la părinți că mai multe lebede, care nu plecaseră în țările calde, rămăseseră pe un mic lac aflat într-un parc din apropierea casei. Păsărilor le era foame, frig și nu mai puteau să plece de acolo pentru că labele lor patinau atunci când încercau să fugă pe gheață ca să-și ia zborul. Dar aripa pe care o vedea nu era chiar atât de mare. Lebedele au aripi mari, iar asta era mult mai mică. Așa, ca de porumbel. E un porumbel, trebuie să-l salvez, și-a spus Ana și, hotărâtă să facă ceva, s-a îmbrăcat cu cele mai groase haine din dulap. Mami, tati, ies un pic afară în fața casei ca să salvezi un porumbel înghețat, le-a spus Ana părinților, care se uitau la televizor în sufragerie. Ești sigură că este un porumbel acolo? O întrebă mama neîncrezătoare. Ana le spunea tot timpul că observă lucruri pe care ei nu le vedeau. Da, mami, sunt sigură, i-am zărit aripioara. Pot să-l aduc în casă? Îl încălzesc și poate reușesc să-i salvez viața. Sigur că poți, spuse tata zâmbind. Ana ieși din casă și, pășind ușor pe zăpada care scârțâia, se apropie de tufă. Aripioara nu mai mișca. Sper că nu a murit porumbelul, s-a gândit ea cu spaimă în suflet. Porumbelul? Ha, ce glumă bună! S-a auzit atunci o voce. N-am murit încă, dar nici mult nu mai am. Sunt înghețat, bocnă! I-a răspuns imediat cineva. Mirată tare, Ana s-a uitat în tufiș și acolo a văzut nu un porumbel, ci un băiețel. Era mic cât o păpușă, avea pielea închisă la culoare, părul brunet și ochișorii negri. De umeri avea prinse 2 aripioare albe care parcă străluceau în întunericul de afară. Era un îngeraș aproape înghețat. Dârduia de frig și abia mai respira. Fără să stea pe gânduri, fetița și-a deschis ceaca groasă, apoi, cu multă grijă ca să nu-i rupă aripioarele înghețate, l-a băgat sub haină ca să-l încălzească. Te duc la mine în cameră, la căldură și te salvezi. Părinții mei mă lasă să te salvezi. Ce să mă distrez când mă vei arăta părinților tăi? O să credă că inventezi lucruri. Oamenii mari nu pot să mă vadă, pentru ei sunt invizibili, a mai spus îngerașul. Și a închis ochii. Ana s-a speriat crezând că îngerașul a murit, dar și-a dat seama că încă respira. Pur și simplu adormise, pentru că nu mai avea pic de putere în el. Fata a intrat tiptil în casă și a vrut să urce pe furiș în camera ei.
Dacă mama și tata nu vedeau îngerul, ce rost avea să le spună că l-a găsit? Dar părinții au văzut-o. Ai găsit porumbelul? L-ai adus în casă?" a întrebat tatăl ei. Tata s-a oprit pe scări neștiind ce să zică. A hotărât să le spună adevărul. Ana nu mința niciodată. Nu e un porumbel, e un înger. Pot să-l duc la mine în cameră? Vreau să am grijă de el până se face bine." Părinții s-au privit zâmbind, se gândeau că Ana fabulează din nou, dar nu voiau să o contrazică. Dacă Moș Crăciun, iepurașul de Paște, ori Sâna Măseluță există, îngeri de ce nu ar exista? Așa că mama ei a spus. Sigur că da, ai grijă de el până se face bine." Ana a mers în camera ei, a scos îngerașul de sub haină și l-a așezat cu mare grijă pe patul ei. Era ușor, ca un fulg mai mare de zăpadă. Fetița se temea să nu se topească și să dispară. Trupul lui mic începuse să se încălzească și să strălucească tot mai tare. Așa, ca o jucărie fluorescentă care, ținută ziua la lumină, strălucește noaptea în întuneric. Într-un colț al camerei, Ana a văzut patul păpușilor, împătuți cu baldachin și perdeluțe roz. Avea o salteluță bună, moale, chiar și o perniță confortabilă. E perfect! Îngerașul va dormi în patul păpușilor, deși el e băiețel. Poate nu îi place rozul, care e culoarea preferată a multor fetițe, s-a gândit apoi Ana. Dar și tatăl ei purta tricou roz și, oricum, o soluție mai bună nu avea. A așezat îngerașul adormit în pătuț, l-a învelit bine cu pelerina unei prințese, l-a salutat ușor pe frunte și i-a spus noapte bună. Îngerașul a zâmbit în somn, strălucea tot mai tare, deși Ana trăsese perdeluțele baldachinului. Mama a intrat în cameră cu lapte cald și biscuiți. Unde e îngerașul? În pătuț, doarme. Se simte mai bine. Uite, strălucește tot mai tare. Mama s-a uitat spre pătuț, a văzut lumina și a bănuit că Ana a ascuns acolo o jucărie fluorescentă. Bine, hai să-ți citesc povestea de culcare. Mâine te trezești de vreme pentru că trebuie să mergi la școală. Ana s-a cuibărit în pat, iar mama a început să-i citească povestea. Fetița însă nu o auzea. Cu ochii închiși, se gândea la îngeraș. Trăia o poveste mult mai interesantă decât cele din cărți. O poveste adevărată. Și a dormit. A trezit-o Toby. Lătra atât de tare încât răgușise. Lătra la îngerașul care, n-o să credeți, îi tot atingea cu aripioarele botul. Ia te uită, Toby îl vede, s-a gândit Ana. În camera a intrat atunci Valvârteș, tata, trezit de lătratul câinelui. Se împleticea de somn și avea părul ciufulit. Avea pe el un tricou roz în care dormea uneori. S-a uitat mirat spre cățel și nu înțelegea spre ce latră. Nu vedea absolut nimic în fața lui Toby. A înnebunit câinele, a spus el, aranjându-și gânditor părul din creștetul capului. Chiar atunci, îngerasul a pus mâna pe botul lui Toby și l-a mângâiat. Cățelul s-a liniștit ca prin minune, a început să dea vesel din coadă și l-a lins pe față pe mititelul în aripa. Tata vedea doar cum câinele linge aerul. E clar, Toby a luat o razna, a mai spus el și a ieșit din cameră. Ai dormit bine? L-a întrebat Ana pe înger. Perfect, chiar dacă mai poți într-un pat roz. Sper că acum nu ai de gând să mă îmbraci într-o fustiță, nu? A întrebat-o micuțul zâmbind șmecher. Era clar că își recapătase puterile și era pus pe glume. Chiar dacă părea că se înțelege bine cu Toby, Ana și-a dat seama că nu îi putea lăsa singur în casă. Cine știe ce năzdrăvănii ar fi făcut împreună. Trebuia să-l ia cu ea la școală. Îngerul a înțeles îndată și fără ca fata să-i spună ceva, a sărit în ghiozdan. Ajuns aproape de școală, Ana a murmurat. Aoleu, Todi! Cine-i Todi?
a întrebat îngerașul, scoțând capul din ghiozdan. Un băiețel mai neastâmpărat. E din clasa mea, suntem colegi. De când a nins, aruncăm fiecare dimineață cu bulgări de zăpadă în copiii care vin la școală. Păi, și ce e rău în asta? Face bulgări tari și ne plovește în față. Ne cam doare și nu ne place. Nu i-ați spus să înceteze? Ba da, dar nu ne ascultă. Dodi era acolo, în fața școlii, și avea pregătiți lângă el mai mulți bulgări. Zâmbea strângărește, așteptându-și următoarea țintă. Când a văzut-o pe Ana, a aruncat spre ea un bulgăr mare. Îngerașul a scos însă capul din ghiozdan și a privit spre bulgăr. Chiar când urma să o lovească pe Ana, bulgărul s-a oprit ca prin minune, s-a întors spre Dodi cu mare viteză și i-a lăsat o urmă albă pe căciulă. Poc! Zăpada s-a împrăștiat pe capul și pe fața lui Dodi. Băiatul nu își dădea seama ce se întâmplase. Furios, s-a plecat să ia un alt bulgăr. Dar pantalonii s-au rupt în fund și prin crăpătură i s-au văzut chiloței roșii. Rușinat, a luat-o la fugă în hohotele de râs ale copiilor aflați în fața școlii. Tu ai făcut asta?" l-a întrebat Ana pe îngeraș. Păi cine, tu?" Bineînțeles că eu. Hai, întârziem la ore." Întreaga zi, îngerașul a stat ascuns în ghiostanul așezat lângă banca Anei. A ascultat cu mare atenție vocea învățătoarei și probabil i-a plăcut atât de mult ce a auzit, pentru că nu a zis nimic toată ziua. I-a plăcut mult și de învățătoare, pentru că era răbdătoare. Îl ajuta pe fiecare copil parte, era veselă și cânta frumos. Doar Dodi, colegul neastâmpărat, nu prea o asculta deloc pe învățătoare. Nu era atent și făcea gălăgie. Își luase pantalonii de sport în locul celor rupți și se plimba prin clasă în timpul orei. Te rog să stai la locul tău, Dodi, te rog să stai jos, i-a spus învățătoarea și s-a întors spre tablă ca să scrie ceva. Atunci Dodi, dragi copii, a făcut un lucru foarte urât. A aruncat cu o bucată de cretă spre învățătoare. Îngerașul a scos îndată capul din ghiozdănel și a privit spre bucata de cretă. Iar creta s-a întors cu viteză spre Dodi. Băiatul a văzut-o, s-a ferit de ea, dar și-a agățat pantalonii de un șurubel de la bancă. Iar pantalonii s-au rupt, ați ghicit, din nou, în funduleț. Chiloței roșii au apărut din nou în toată splendoarea lor în fața colegilor. Furios, Dodi a fugit din clasă, iar îngerul s-a ascuns în ghiozdan râzând încetişor. Hei, nu ai fost frumos ce ai făcut?" i-a spus Ana îngerului pe drumul spre casă. Păi, ce a făcut el a fost frumos?" a venit replica imediat. Eu știam că îngerii îi ajută pe oameni, nu îi pedepsesc. Cum crezi tu că îl ajuți pe Dodi să fie mai bun dacă îl faci de râs în fața copiilor? Acum se va purta chiar mai urât, pentru că e furios și umilit. Se va schimba doar dacă ceilalți se poartă frumos cu el. Eu așa cred, a mai spus Ana. Apropo, tu cum ai ajuns aproape înghețat sub tufa aia? Îngerașul a tăcut pentru câteva momente. Apoi a oftat și a spus. Nu am fost prea cu minte. Nu am ascultat de îngerii mai mari. Noi ne-am născut din lumină și din căldură. Fără lumină ne pierdem puterea și nu mai putem zbura. Când vine seara, mergem în casa noastră de nori și de acolo, de sus, veghem somnul oamenilor. Ieri m-am luat cu joaca, urmăream niște vrăbiuțe și nu mi-am dat seama că soarele a apus. Aripile mi s-au făcut tot mai grele. Nu am mai putut să le mișc și am căzut acolo unde m-ai găsit, lângă tufa aia. Tocmai atunci Ana l-a văzut pe Dodi. Stătea supărat pe o bancă și lovea zăpada cu un băț. Bună, Dodi! Vrei să mergem împreună spre casă? L-a întrebat Ana. Mirat, băiatul a privit-o fără niciun cuvânt. Nu se aștepta la așa ceva.
De obicei, copiii locolau, nu se jucau cu el, nu îi vorbeau. Ana însă îl privea zâmbitoare. Fața lui Dodi s-a luminat pentru o clipă, dar apoi a privit din nou în jos, spre zăpada răscolită cu bățul și a spus: Nu, nu vreau. Bine, dar dacă vrei să ne jucăm vreodată, ori să facem teme împreună, să-mi spui. La revedere, Dodi, o zi bună, a mai spus Ana. Îngerașul o asculta mirat din ghiozdănel. Ce inimă bună are fetița asta, se gândea el. Vai, sărmanele repede vor muri în curând de frig și de foame, a auzit-o spunând. Ajunseseră în părculețul de lângă casa Anei, pe malul lacului, și fetița se uita cu milă la lebedele rămase pe gheață. Câte una mai încerca din când în când să-și ia zborul, dar aluneca pe gheață și renunța. Ca să se poată ridica în aer, lebedele trebuie să fugă un pic pe apă și să ia viteză ca un avion când decolează. Nu puteau să ajungă nici măcar până la marginea lacului. Ana, deschide ghiozdanul, vreau să ies, i-a spus îngerașul fetei. De ce vrei să ieși? E cer afară, vei îngheța din nou. Nu voi îngheța pentru că e soare și soarele îmi dă putere. Sunt puternic acum datorită ție și pot salva lebedele astea. Cum le pot salva? Merg pe gheață, chiar lângă mal, și căldura din mine va topi gheața de pe lac. Lebedele vor putea atunci să fugă pe apă și să-și ia sporul. Ana își dorea din tot sufletul ca lebedele să poată pleca, dar se temea ca îngerașul să nu pățească din nou ceva. Micuțul a răspuns gândurilor ei. Stai liniștită, nu pățesc nimic. Dacă se întâmplă ceva, tu ești lângă mine, nu ești tu salvatoarea mea, i-a mai spus el zâmbind. Încă puțin neliniștită, Ana a deschis ghiozdanul. Îngerul a mers pe gheața de la marginea lacului, apoi și-a desfăcut larg aripile. A început să strălucească tot mai tare, ca un bulgăr de lumină de foc, ca un mic soare. Gheața din jurul lui s-a topit puțin câte puțin, apoi tot mai mult spre mijlocul lacului, acolo unde erau lebedele. Frumoasele păsări albe și-au dat seama că asta era salvarea lor. Una câte una au fugit pe apă și și-au luat zborul. Dar s-a topit și gheața de sub îngeraș și el a căzut în apă. Părea că nu mai are niciun strop de putere în el. Nu mai strălucea, iar apa rece îl trăgea în jos spre adâncul. Speriată, Ana l-a prins de o mână încercând să-l ajute. Dar îngerul era atât de greu. Aripile îi se îmbibaseră cu apă și începuseră să-i înghețe. Fata simțea că nu îl mai poate ține. Încet, încet era trasă și ea spre apa rece a lacului. Dă-mi drumul, Ana, i-a spus îngerul cu o voce slabă. Dă-mi drumul, altfel vei ajunge și tu în lac. Nu te las, nu te las să te neci, ești îngerașul meu, trebuie să te salvez. Dă-mi drumul, Ana, altfel vom muri amândoi, i-a mai spus îngerul care încerca să-și desprindă mâna din cea a Anei. Îngrozită, fata simțea că îl scapă, dar atunci cineva a prins cu putere mâna Anei. Era Dodi. Băiatul o urmărise de la școală și văzuse tot ce se întâmplase. Sufletul lui bun, așa ca al oricărui copil, l-a făcut să-i sară în ajutor. Nu s-a gândit că își poate pune viața în pericol, ci a prins mâna Anei. Împreună au reușit să-l scoată pe îngeraș la mal. Ajuns din nou la soare, micuțul a început din nou să strălucească și să-și recapete puterile. Încă respirând cu greutate, le-a spus celor doi copii. Voi sunteți îngerii mei păzitori. Ana s-a întors spre Dodi și, luându-l de mână, i-a zis. Mulțumesc, ai fost curajos, ne-ai salvat. Băiatul a zâmbit timid și i-a strâns mâna. Atunci îngerul i-a îmbrățișat pe cei doi copii cu aripile lui. E timpul ca eu să plec acasă. Nu vă voi uita niciodată și vă voi fi mereu alături. Iar seara, când vă veți pune în pat și veți asculta povești citite de părinții voștri, le voi asculta și eu împreună cu voi din căsuța mea de nori. Apoi și-a luat zborul către soare. De atunci, dragi copii, Dodi s-a schimbat.
Băiețelul care odată părea supărat pe toată lumea s-a transformat într-un copil vesel care se purta frumos cu toți colegii și care o asculta pe doamna învățătoare. Și toate acestea datorită sufletului minunat al Anei, care a devenit prietena lui cea mai bună. Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!